Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Suntem din nou la dezbatere electorală, o emisiune de dezbatere electorală, pentru că mai e puțin și vin alegerile, am trecut de jumătatea campaniei electorale, mai e o săptămână, de fapt. Invitații mei de astăzi sunt domnul Ovidiu Argintaru, candidat UNPR la funcția de primar al orașului Rovinari. Bună seara, bună ziua, bine ați venit! Bună seara, bună ziua, bine v-am găsit dumneavoastră și bună ziua, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSCD pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și consilier local. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și domnul Constantin Nicolescu, candidat PRU la funcția de primar al comunei Plopșoru. Bineînțeles și consilier local, probabil ca și domnul... Viceprimar în funcție. Și viceprimar în funcție. Da. Și sunteți consilier local, domnul Argintaru? Nu. Nu mai sunteți, nu. Dar ați fost. Da. Bună seara tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit pentru a nu lăsa pe cineva să vorbească mai mult decât ar trebui și așa cum spune legea, să dăm egalitate pe șicherul politic, vom da drumul la cronometru. Vreau să începem cu domnul Ovidiu Argintaru, candidatul UNPR la primăria Rovinari. O să vă rog să vă și prezentați, pentru că n-ați mai fost la noi în emisiunile electorale și nici înainte, poate pe viitor, și să ne spuneți cum vedeți Rovinariul condus de dumneavoastră și de partidul dumneavoastră. Start cronometru. Noi sunt Argintaru Ovidiu, candidez la funcția de primar din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României. Sunt născut în Padeș Gorj, am 56 de ani, sunt căsătorit, mulțumesc la fel, sunt căsătorit, soția e cadru didactic în orașul Rovinari, la școala generală numărul 1, de peste 25 de ani. Locuiți în Rovinari? Locuiesc de 30 de ani în Rovinari. Am două fete, una adică de la nașterea Rovinarului? Aproape. Una este profesor în Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, iar celălalt este avocat în Barou București. Consider că sunt realizat din punctul ăsta de vedere. Ați fost consilier ce perioadă? Cam câți ani? 4 ani. 4 ani? Da. Consider că am o bogată experiență în domeniul organizatoric, în domeniul administrativ pentru a candida la această funcție. Sunt un cetățean modest, care îi place de cetățenii lângă care trăiește. Și, în primul rând, eu candidez pentru că pe mine mă interesează oamenii și nevoile lor, oamenii din Rovinari. Ce trebuie făcut în Rovinari? Ce credeți că aveți de lucru dacă veți ajunge să conduceți primăria? În primul rând, ce ar trebui, în primul rând? Ați stat în perioada campaniei de vorbă cu oamenii. Deci există două feluri de probleme. Unele, din punct de vedere administrativ, o schimbare a administrației de acolo, pentru că administrația de acolo e în slujba, trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu invers, iar acum este invers, dar sunt probleme mult mai grave de canalizare, de alimentare cu apă, mult, mult mai... Eu, de exemplu, dacă ar fi în prima zi, asta m-aș apuca să concentrăm întreaga atenție pe atragerea de fonduri europene pentru realizarea sistemului de canalizare, pentru că sistemul de canalizare este deficitar, el este cu 30 de centimetri ridicat deasupra nivelului blocurilor, de așa natură încât blocurile sunt pline cu apă din sistemul de canalizare. De aia și în subteran, subsolurile blocurilor sunt pline cu apă, de aia avem țânțari, de aia apar tot felul de probleme. Apoi sunt probleme cu acoperișurile blocurilor, pentru că la fel întreaga rețea pluvială se scurge tot în subsolurile blocurilor. Mai sunt probleme cu apa, care trebuie îmbunătățită, trebuie făcute niște îmbunătățiri speciale la stația de apă, precum și schimbarea celor aproximativ 200 de metri de conductă de la stația de apă, de la stația de apă și până în conducta principală de izvan. Astea ar fi cele mai importante, cele mai arzătoare. Anveloparea, de fapt, cum să vă povestesc, cu acești
problema că cu acest program am venit și acum 4 ani, cu acest program au venit și contracandidații mei, vin cu acest program de vreo 12 ani, dar nimeni nu l-a făcut până acum. Eu, sincer, l-aș face. Consider că sunt destul de priceput pe fonduri europene. Numai că vedeți că și aici trebuie să ai prevăzut în buget banii necesari pentru, cofinanțare. Sigur. Păi, și credeți că Robinariu nu e capabil să asigure cofinanțarea? Cât e cofinanțarea pentru genul ăsta de proiecte? 2%? 2%, 5%. Cu cât e mai mare cofinanțarea, cu atât primești mai repede ochii pentru finanțare. Da, dar sunt comune care au buget mic și au accesat fonduri cu cofinanțare de 2%. Întrebare, Robinariu a primit, a accesat fonduri europene până acum? Puține. Puține, foarte puține și nu de nivele mari. Acum... 10 secunde mai aveți. Eu zic că din alte motive nu s-au accesat fondurile europene, pentru că de acolo nu se poate fura. Avea cineva intenția să fure? Este o acuzație nefondată. Nu acuz pe nimeni. Nu zic nimic. Deci, să continuăm. Domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNCCD la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și la Consiliul Local Târgu Jiu, a mai fost la noi de câteva ori la emisiune electorale, la dezbatere electorale, dar municipiul Târgu Jiu este foarte mare, probleme sunt multe și e ce să povestim despre asta. Avem ce povesti. Aș vrea să le readuc în memoria cetățenilor. Numele meu este Catrinoiu Matei, sunt absolvent al Facultății de Științe Juridice, sunt absolvent al Facultății de Inginerie, sunt expert tehnic judiciar, sunt lichidator judiciar, sunt evaluator. Deci am încercat în toată perioada vieții mele o perfectare continuă a modului de viață și a studiilor pentru a putea face față cerințelor actuale. M-am luptat de când mă știu cu sistemul pentru că am considerat că drepturile omului trebuie respectate și pentru asta am lăsat absolut orice la o parte pentru ca oamenii cu care am venit în contact să se poată bucura de drepturile lor. Am doi băieți, unul este avocat, celălalt este executor judecătoresc, soția mea este judecătoare, am o familie realizată, o familie care, după câte se observă, are înclinații juridice și care, prin modul de a fi, încearcă să vină în sprijinul legii și al dreptății. În altă ordine de idei vreau să spun târgujienilor că sunt foarte nemulțumit că timp de 27 de ani de zile nu s-a găsit o altă soluție decât votarea acelorași persoane, pe care nu-i critic, dar considerăm că a sosit momentul ca împreună să refacem istoria acestui oraș, acestui județ, pentru că eu am și calitate de președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, unde am și alți candidați la filiala Gorj și cu funcții de conducere în, la nivel central. Grija mea a fost întotdeauna îndreptată către oameni. De ce? Pentru că eu nu am avut copilărie. Tatăl meu a făcut 8 ani de închisoare politică, a fost omorât când eu aveam 10 ani și pentru aceasta este de datoria mea morală de a face în așa fel încât nimeni, dar nimeni, niciodată să nu mai ducă România în acel mare necaz în care a fost în perioada respectivă, 300.000 de suflete țărăniste dintre de cea mai înaltă valoare au pierit în temnițele comuniste. Pentru acest lucru aș vrea să le reamintesc târgujienilor că este de datoria noastră ca împreună să creiem acele oportunități pentru copiii noștri, pentru viitorul copiilor noștri,
nepoți, strănepoți și așa mai departe. Or, lucrul acesta nu se poate face decât punând la temelie acea piatră de rezistență care să dureze în timp și spațiu. De aceea, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat are în, și eu, în calitatea mea de candidat pentru primărie, am în prim obiectiv tinerii, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă nu le creăm acele oportunități și posibilități ca ei să învețe, să se dezvolte și să aibă o viață liniștită, nimic nu vom face, vor pleca în alte părți. Și domnul Constantin Nicolescu, candidat PRU pentru funcția de primar al comunei Plopșoru, aș vrea să vă întreb, domnule Nicolescu, sunteți și viceprimar al comunei, ce trebuie făcut de acum înainte în localitate? Ce lipsește oamenilor? Ce proiecte aveți în vedere? Ce le promiteți la oameni când mergeți să vorbiți cu ei și dacă aveți și posibilitatea să realizați? Care sunt soluțiile? Da, să încep cu o scurtă prezentare. Cu o scurtă prezentare. Mă numesc Nicolescu Constantin, sunt viceprimar al comunei Plopșoru de 2 mandate. Am o familie formată din 3 copii, 3 fetițe, am și un nepoțel. Și nevasta mea are o firmă, o societate cu un magazin, societate comercială, de care se ocupă una din fetițe și cealaltă este, cea mare este studentă la Brâncuș, aici la universitate, la Ingineria Mediului. Avem o familie unită, o gospodărie frumoasă și am ales să candidez din partea Partidului România Unită, datorită faptului fiind un partid justițiar, un partid nou, fără probleme penale, fără oameni cu probleme penale și datorită faptului că sunt foarte multe de făcut în comună. Ca și proiecte sunt foarte multe. De exemplu, la infrastructură suntem zero. Deci nu avem nicio uliță asfaltată. Ca și proiect pentru asfaltarea celor 23 de kilometri de uliță din comună, plus că mai sunt și ceva adiacente, trebuie accesate fonduri europene. Noi nu avem atâția bani, vă dați seama că din buget, bugetul nostru este mic, trebuie accesate fonduri europene și de aceea o să și înființăm un compartiment de consultanță pentru atragerea fondurilor europene. Pentru că sunt și foarte mulți tineri care vor să acceseze fonduri europene pentru micii fermieri. Nu îi ajută nimeni. Nu îi ajută nimeni, nu avem la primărie, deci la noi fiind în prag de pensie la compartimentul agricultură și nu au pregătirea necesară pentru a face, atrage fonduri europene. Nu mai, ce să vă spun, avem un iluminat stradal haotic. Deci trebuie să sunăm pe cineva de la primărie să se pună un bec în, la fiecare, la o gospodărie. Deci eu am de gând să fac un iluminat stradal modern, cu tehnologie bazată pe sistemul de LED-uri. Deci, exemplu, cum ar fi la Țânțăreni. La noi sunt niște lămpi electrice cu consum mare și dacă punem LED-uri, lămpi LED-uri, vom recupera banii numai din consumul energiei. Cam cât? Deci cam în 2 ani de zile recuperăm banii pe lămpile care le cumpărăm. Am înțeles. Deci sunt în jur de... Amortizați investiția. Da, se amortizează investiția numai din consumul de energie. Aș vrea să vă întreb, sunteți și viceprimar în funcție. Da. Spuneați că infrastructura este zero la dumneavoastră. În primul rând, infrastructura nu înseamnă doar drumuri, ci înseamnă și apă și canalizare și M-am referit doar la drumuri. Gaze nu avem, oricum nu sunt. A fost acum, cred că 20 de ani, s-a început la sistemul de gaze și s-a stagnat. A rămas undeva la faza de început.
Și ce ați făcut cu banii? N-ați făcut investiții absolut deloc, dacă spuneți că infrastructura este zero? Adică știți, pentru că sunteți viceprimar, chiar dacă nu sunteți ordonator de credite. Nu s-au băgat banii în investiții deloc? La gaze nu. La gaze s-au și strâns bani. Da, la sistemul de apă. Avem sistem de apă în toată comuna, în toate satele. Mai sunt doar către satul Piscuri. În punctul curmătură, vreo 10-15 familii care nu sunt... S-a terminat timpul, da. Haideți să vom continua despre apă, canal și celelalte după runda următoare. N-am observat că s-a terminat timpul. Revenim la domnul Ovidiu Argintaru cu... Și vreau să vă întreb în continuare care sunt și proiectele și problemele, dar și proiectele pe care le aveți în plan pentru a rezolva problemele localității. Să continuăm. Deci, în afară de ceea ce spuneam anterior, canalizarea orașului, calitatea apei, ar trebui urgent anvelopate blocurile, precum și acoperirea cu șarpanta tuturor blocurilor. Deci, toate aceste mari proiecte pe care le consider mari proiecte, ele pot fi realizate foarte ușor prin atragerea de fonduri europene și ajungem din nou la buget. Bugetul primăriei este destul de bun, nu este săracă primăria Rovinarea, așa cum adversarii mei spun că este săracă, nu. Are bani, poate să-și permite să atragă fonduri europene și orașul Rovinarea ar trebui să arate ca o floare datorită fondurilor europene. Spuneam mai înainte că mă interesează oamenii și problemele lor. Bineînțeles, în cadrul primăriei Rovinarea ar trebui să înființăm un compartiment special care se ocupe de cetățenii care nu au un loc de muncă, de cetățenii cu probleme sociale, precum și a unui birou special pentru tinerii întreprinzători care vor să facă ceva în oraș. Toată lumea vorbește de crearea de locuri de muncă. Eu zic că dacă la nivelul orașului Rovinarea se dorea totuși înființarea câtor locuri de muncă, puteam să facem și noi un parc industrial, teren am avut într-o anumită perioadă, acum ar trebui din nou cele 10 hectare minime ca să înființăm, pentru că restul de utilități există. Dacă ne-am apucat imediat de canalizare și de șarpante și de toate, și acestea ar aduce crearea unor locuri de muncă, în special pentru cel puțin 100 de oameni, dar pe o perioadă, într-adevăr, scurtă, un an, doi, cât ar dura. Da, da, asta cu condiția ca firmele care vin la dumneavoastră să angajeze oameni. Sigur, să angajeze oameni de acolo, pentru că sau dacă... Sau să câștige licitațiile firme de la dumneavoastră. Dacă o firmă câștigă chiar de la București, dacă vine de la Iași, dacă ea câștigă licitația, sunt convins că nu vor veni cu oameni de acolo. Păi și aveți specialiști în construcție aici la Rovinarea? Încă, mai sunt, încă mai sunt specialiști care pot fi angajați. Încă mai sunt specialiști. De asemenea, în programul meu n-am uitat nici locuitorii din satul Vârț, pentru că și lor li se promite de circa 12 ani că o să aibă o nouă conductă de apă, că o să aibă canalizare. Nu, ele trebuie făcute urgent, pentru că și ei plătesc impozite la nivel de oraș, ca atare trebuie să-i aducem la nivelul de oraș. Eu le mai promiteam că o să le fac și un cabinet medical acolo, pentru că e o distanță, cât de cât dacă unui cetățean îi se face rău, trebuie să aibă une să meargă. De asemenea, nu am uitat nici cetățenii în continuare cu probleme sociale și m-am gândit la constituirea unor locuințe sociale, pentru că sunt probleme cu oamenii în orașul Rovinarea. Nu trebuie să uităm niciodată că datorită neglijenței autorităților locale s-a întâmplat și ce s-a întâmplat în urmă cu circa 2-3 ani când au murit acei copilași, dacă se știa situația din acel bloc. Acel bloc e un bloc mai uitat de soartă, nu s-ar fi întâmplat poate ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles că... A fost de vina autoritatea publică, s-a stabilit deci, asta prin nu, anchetele nu, făcute? Nu, dar eu consider că dacă erau mai atenți și monitorizau, pentru că acolo... Ce trebuia făcut? Să fii atent și adică... în blocul ăla, practic, dacă intri noaptea, îți dă cineva în cap. Și cine trebuia să pună un bec? Trebuie să... Fim foarte atenți și autoritățile locale la ceea ce este în blocul ăla. Bineînțeles, vor continua și proiectele care sunt începute, respectiv finalizarea stației de epurare a apelor uzate,
și multe secundă, continuăm alte, la următoarea rundă, da? Suntem la runda a doua, mai avem încă două la dumneavoastră. Domnul Matei Catrină, pentru, să continuăm. Pentru că am vorbit despre tineri, vreau să vă spun că, în primul rând, m-am gândit ca acestor tineri trebuie să li se creeze posibilitatea să aibă o locuință a lor. Am mai spus-o și vreau să o repet. Urmează, în calitatea mea de primar, să treacă urgent la mansardarea tuturor blocurilor din oraș acolo unde să permită structura de rezistență pentru ca să se creeze apartamente, garsoniere, care vor fi date numai tinerilor pentru ca aceștia să aibă o locuință a lor, pentru ca să-și întemeieze o familie și să poată să aibă o căsuță a lor. În altă ordine de idei, văd că toată lumea promite locuri de muncă. Primarul nu poate să dea locuri de muncă, însă este în obligația lui și a staffului de care dispune să creeze acele parcuri industriale dotate după ultimele cerințe europene, pentru ca aceste parcuri industriale să fie utilizate de către investitori. Acestor investitori care angajează tineri, așa, să li se acorde cu prioritate facilități fiscale pentru a angaja cât mai mulți tineri și a-i readuce și pe cei plecați înapoi în țară. Vreau să vă spun că deja am în vedere niște zone foarte importante pentru aceste parcuri industriale, pentru că, vedeți, atât de mult au iubit unii acest oraș încât toate întreprinderile le-au trecut prin foc și pară și n-a mai rămas nimic. Pentru aceasta consider că zona CPL, zona mașinilor unelte, unde a fost fabrica de bere, sunt zone unde se pretează acestor parcuri industriale, iar pentru că vreau să vă spun că unele dintre acestea au trecut în sistemul de lichidare și se pot găsi oportunități pentru ca terenurile care aparțin și ce a mai rămas din acele infrastructuri să poată fi refăcute, aceasta ținând cont și de faptul că ar avea o legătură atât la linia principală de acces, cât și la linia ferată. Deci toate aceste lucruri se pot rezolva fără nici o altă pedică. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că în vederea noastră pentru ca acești tineri să poată să învețe carte, lor le trebuie stimulente. Aceste stimulente vor fi pentru elevii și studenții meritoși de la toate nivelurile. Pentru că vedeți noastră, dacă copilul simte cât de cât că este ajutat, că este stimulat, capătă acea ambiție de care are nevoie. 25 de secunde. Învățământul. La care, ce stimulente vă referiți? Aceste stimulente vor fi stimulente bănești pentru ca ei să poată să își perfecteze și să-și procure tot ceea ce au nevoie. Și astfel ambiționăm și pe ceilalți copii să ajungă la acel... Adică cei care învață bine să fie premiați. Sigur că da. S-a terminat și a doua rundă pentru dumneavoastră. Continuăm cu domnul Constantin Nicolescu, candidatul PRU pentru funcția de primar al Comunei Plopșoru. Și rămăsesem, domnule Nicolescu, la această infrastructură, adică drumuri, gaze spuneați că nu aveți, apă spuneați că e, dar nu încă în toată localitatea. Da, este aproape în toată localitatea. Cât ați face că au mai fost candidați aici la dumneavoastră, de la dumneavoastră din localitate și spuneau, domnule, prima dată fac drumurile. Nu trebuie făcută întâi apa și canalizarea, zic eu? Adică faceți drumurile și tăiați după aia drumul să faceți canalizarea și apa? Dumneavoastră de... Pe dânsii nu i-am întrebat, dar vă întreb pe dumneavoastră, că tot ați spus că nu aveți drumuri. Nu, drumurile le avem, dar sunt doar pietruite. Asta nu zic, sunt că asfaltate, nu asfalt. Vă dați seama că... Care va fi ordinea lucrărilor pe care o voi? Ordinea lucrărilor
din aritmetic ar fi să facem prima dată apă, canalizare și pe urmă asfaltare, dar dacă stăm până în 2020 să băgăm canalizarea, că costă foarte mult, așa, vă dați seama că stăm tot prin noroi pe ulițe, nu dar se nu poate. Aveți, nu există proiecte pentru canalizare în momentul ăsta? Da, proiectul de canalizare este, cel și lucrează acum, este la faza de 45-50% în satele Olari, Lopșorul, Sărdănești și Văleni. S-a lucrat și în fiecare sat, câte puțin. Nu este finalizat în niciun sat. Acum s-a început pe curmătură către Piscuri și deja s-a fisurat gardul la o familie acolo. Deja cred că o să pice într-o zi, două, dacă nu ia măsuri să... Gardul? Da, gardul la o gospodărie. De la alunecări sau de la lucrare? Nu, de la lucrare, că s-a săpat chiar lângă gardul familiei Marcu. Și au și... Vă dați seama că s-a și fisurat și a plecat gardul. Bun, păi firma care lucrează are responsabilitatea. Da, firma care lucrează, da, bineînțeles. Trebuie să, trebuia să fac un zid de sprijin acolo ca să nu fie probleme. După ce s-a săpat și s-a băgat tuburile de canalizare. Și ați luat măsura asta ca să le puneți în vedere? Să da, am vorbit cu domnul inginer de acolo de se ocupă de lucrare și a zis că o să fac un zid de sprijin. Uh-huh. Am rămas la... iluminatul stradal. Pe LED-uri, oricum, ăsta va fi cel mai unul din primele proiecte și avem un problemă cu sistemul de colectare al gunoaielor. S-a făcut un proiect acum 8 ani, avem și mașină de gunoaia noastră proprie, avem și tomberoane, dar nu sunt tomberoane la fiecare familie. Deci trebuie să schimbăm sistemul, să aducem tomberon la fiecare familie de gunoi. Adică să mai luați niște tomberon? Da, nu, tomberon la fiecare familie, pentru că acum fiind, da, fiind pe, la platforme. Pe platforme în fiecare sat, pe domeniul public. În fiecare sat sunt câte două sau chiar trei platforme. Și vă dați seama că acolo nu e bine deloc, este focar de infecție. Aducând la fiecare familie, la fiecare familie tomberon, automat o să facem și ceva angajări pentru la sistemul de gospodărire. Adică oamenii duc acum la platformă. Da, bineînțeles. Și da, o să-i coste mai mult dacă au fiecare tomberon. Acum nu-i costă nimic, dar o să fie o sumă simbolică. O să punem o sumă simbolică, un leu de persoană pe lună sau da, poate 0,8 bani. Cu serviciu propriu? Da, cu serviciu propriu. Da. Acum noi gunoaiele le ducem la Târgu Jiu, le adunăm toate, fără să le selectăm, le ducem la Târgu Jiu și le plătim 18 euro pe tonă fără TVA pentru... Din bugetul local. Da, bineînțeles, din bugetul local pentru a le primi la Târgu Jiu la bază. Plus că se mai consumă și 100 de litri de motorină la mașina respectivă, care le strânge și le și aduce la Târgu Jiu. Fiind a dumneavoastră mașina. Fiind a noastră, da. Automat, dacă selectăm gunoaiele și le ambalăm și le vindem, atunci automat o să fie... Păi da, vă dați seama că sunt firme care avem presă, cartoane, plastice, da, avem presă, tot și nu se... Aveți presă dumneavoastră? Da, avem presă, avem aveți tot. Aveți platformă de... Da, da, avem hala de la, din satul Ceplea și nu funcționează, n-a funcționat niciodată. De când e făcut? Ah, s-a terminat păi de 8 timpul. Ani. Haideți că mai vorbim. Da. Așa, revenim la domnul Ovidiu Argintaru, candidatul UNPR pentru funcția de primar al orașului Rovinar. Să continuăm, domnule Argintaru, cu proiectele dumneavoastră. Ce nu am uitat nici tinerii, elevii care învață, echipa mea va fi preocupată și eu în special de tinerii merituoși și când spun tinerii merituoși, nu mă refer numai la cei care sunt obțin premii speciale la învățătură, cât și cei care obțin premii speciale în sport, în cultură, pentru că de cele mai multe ori acești elevi sunt uitați, cei din sport, cei din cultură și numai bursele și premiile de merit. Vă referiți să le dați premii și lor, adică și lor, cei din tuturor sport și din cultură. Elevilor care sunt așa merituoși. Activități sunt, adică sunt activități și dar ele sport nu și sunt nu sunt premiate. Premiate toate. Am înțeles. Da. Pe urmă m-am gândit să acordăm fonduri speciale pentru susținerea sportului. El în ultima perioadă a fost uitat. Noi am avut o echipă de fotbal care a avut chiar rezultate deosebite. Dar știu că aveți un stadion acolo. Vom continua și lucrările la stadion pentru ele au stagnat. Suntem în etapa a doua, de fapt. Vom continua cu modernizarea spațiilor din învățământ
și ca o problemă deosebită, bineînțeles, încercăm să menținem spitalul Rovinari la standardele la care este acum. Spitalul Rovinari este acreditat. Cred că un merit am și eu împreună cu echipa de acolo. Acolo este o echipă de conducere deosebită. Spitalul arată după ultimele norme. Zicem, noi n-am avut probleme, Doamne ferește, niciodată. Și aș mai menționa faptul că sunt singura persoană care a dus specialiști din afară. Am încercat să lămurim, să aducem. Am adus un anestezit, sunt pe cale să și în discuții serioase de a aduce un internist, un imagist, pentru că este o lipsă totală de cadre medicale. Bineînțeles că am gândit și la asigurarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor, pentru că și aici suntem, cred eu, deficitari. Se cam frică. Nu aveți poliție locală? Avem poliție locală. Păi și nu-și face treaba? Ei își fac treaba, dar sunt foarte puțini, că o consider eu la această oră. Și considerați că trebuie să fie mai mulți? Mult mai mulți pe stradă, nu trebuie să ne fie frică, ei ne asigură. Parcă aveați și camere de supraveghere în Rovinari? Avem și camere de supraveghere, cred că vreo 7-8, până la 10, nu cred că sunt mai mult de 10, nu știu în ce măsură. Lăsați că în Târgu Jiu nu avem deloc. Puneți-vă, nu e niciun fel de problemă. Da, ne punem în mucatul noi, poate. Un lucru poate zic eu foarte interesant este că mi-am propus, indiferent în ce calitate voi fi de primar sau de Consiliul Local, voi milita pentru ca ședințele de Consiliul Local să fie transmise în direct, nu înregistrate și transmise. Că poate să mai taie câte ceva. În direct. Voi milita pentru acest lucru, pentru că și în celelalte mandate s-a promis, vom face, vom trece, dar nu s-a ajuns acolo. Deci, mai mult ca sigur, asigur cetățenii că se va întâmpla acest lucru începând cu mandatul următor. Eu zic că sunt un cetățean cinstit, cred că sunt singurul cinstit de pe acolo, nu am o parte. Vă laudați. Încerc să mă laud. Și îi acuzați, păi lați că nu sunt cinstit și nu avem voie. Și candidez pentru că profit că ei sunt deja văzuți într-o cursă, intrați în primărie deja, cu programele pe care le-au avut de 12 ani, le tot spun. Da, sunt mulți. Câți candidați sunt la noastră? Nu sunt toți la putere. În schimb, eu vreau să le spun că lupt să redau orașul Rovinari tuturor rovinerenilor. Eu vreau să reiau orașul Rovinari de la clanurile și clicile care l-au înhățat și l-au sub timp de 12 ani și să le dau oamenilor. Mulțumesc. Dezavuez afirmațiile dumneavoastră pentru că nu puteți să-mi dovediți acum și pentru că facem politică pentru oameni și trebuie să facem politică pentru oameni. Dar nu puteți să-mi dovediți acum și aici că există clanuri care au interese, care au pus mâna pe Rovinari. Mă chemați special. Puteți dovedi? Mă chemați special într-o emisiune și putem purta discuții pe tema atunci asta. Atunci vă retrageți cine, afirmația. Cine acum este în spatele fiecărui candidat, dacă vreți. De acord, dar retrageți acum afirmația și o păstrați pentru viitoare. Vreau să redau orașul Rovinari tuturor rovinărilor și să-l iau de la clicile care l-au înhățat. Nu îmi retrag nimic. Nu vă pot lăsa să spuneți asta pentru că nu puteți dovedi în momentul ăsta. Bun, domnul Matei Catrinoiu, candidat pe NSCD la funcția de primar la municipiului Târgu Jiu, Consiliul Local, o întrebare, puneți camere de supraveghere la Târgu Jiu? Vreau să vă spun că nu numai că voi pune camere de supraveghere, voi pune legea în mișcare de așa manieră încât toți cei care au încălcat-o până acum să poată să spună de ce au încălcat-o. Pentru că ca primar puteți face asta? Păi există în momentul în care face o verificare a scriptelor, păi, bineînțeles că printr-un înțeles, audit, audit și asta în se poate întâmpla puteți să apri lucruri. Dacă s-a întâmplat. Și atunci evident că dacă nu s-a întâmplat nimic, e bine. E bine. Dacă s-a întâmplat, e rău. E de rău. Corect. În ceea ce mă privește, vreau să vă spun așa. Târgu Jiu, deși l-a avut și l-are pe Brâncuș, nu are nicio legătură cu Europa. De ce spun acest lucru? Pentru că, vedeți dumneavoastră, toți parlamentarii care sunt din celelalte județe și astea s-au bătut ca să-și tragă câte o magistrală pe lângă ei.
Ori la noi nu s-a reușit acest lucru. Ca să ajungi în lumea bună, ca să poți să aduci investitori, trebuie să ai această infrastructură care să îți permită să poți să aduci acești investitori. Mai mult decât atât. Există posibilitatea în mai multe zone ale orașului să se poată face un aeroport prin care acești oameni să poată să vină. Am 3-4 propuneri de aeroporturi, locații unde se pot face aceste aeroporturi care ar fi mană cerească pentru Gorj. De ce chiar spun? Chiar și unul ajunge, pentru unul, nu, eu am 3-4 locații unde s-ar putea opțiuni. Face. Am înțeles. Așa. Deci aceste lucruri sunt la îndemâna primăriei. Există oportunități și posibilități de a accesa fonduri europene în acest sens, nu numai pentru asta, cât și pentru altă infrastructură, deci aceste legături cu șosele ultra-rapide pentru a face această legătură. Ar fi nemaipomenit, să zic așa, să reușești legarea de autostrada A1 și atunci am avea unul din punctele de bază și de sprijin ale orașului și ale județului. Dar pe unde vedeți o autostradă care se ne lege de A1? Pe zona Vâlcea sau pe zona Severin. Chiar dacă este mai lungă. Sau direct pe Craiova. Pentru că știți de ce pe Vâlcea sunt multe de ce spun acest lucru? Se pot face. Vreau să vă... Lucrul ăsta eu îl spuneam cui? Celor doi prim-ministri ai noștri, lui Ciorbea și lui Radu Vasile, i-am rugat atunci două lucruri. Să nu mai trimită minerii în șomaj, da? Și să ia, să-i ducă o parte în Brăgan, să le facă case, să le dea tot ceea ce trebuie, să facă o agricultură intensivă, da? Brăganul acum moare, pentru că va deveni deșert cât de curând, dacă nu se fac lucruri importante. Iar altă parte, în această infrastructură a șoselelor, să ferestruiască munții dintr-o parte într-alta și aveau de lucru și deveneam foarte bine văzuți atunci. Da, s-au mai făcut tuneluri prin România, doar că pe vremea aia se făceau cu muncă patriotică. Nu știu dacă acum găsim oameni care să vrea să muncească în felul ăla, probabil că vor trebui plătiți. Nu, pe salarizați. Da. Bumbești și vezeni. Exact. Domnul Constantin Nicolescu, candidatul PRU pentru funcția de primar al Comunei Plopșoru și viceprimar în funcție, să continuăm cu proiectele dumneavoastră, vă rog. Deci am terminat cu sistemul de gospodărire de pentru selectarea gunoiului. Da, și avem... atunci vă întrebasem eu dacă această stație de sortare există. Da. Făcută în urmă cu 8 ani. Da, făcută. Are tot ce îi trebuie, aparatură? Da, are hală. Are hală, deci are cred că peste 500-600 metri pătrați. Avem stivuitor, da, pe fonduri, bine că n-am obținut și mașina. N-a funcționat niciodată? N-a funcționat niciodată. Am strâns gunoiul și l-am dus la Târgu Jiu, pentru care plătim. Ca viceprimar, ca și consilier, ca ce sunteți acolo? N-a spus niciodată sau consilierii sau primarul nostru, frate, avem asta, nu trebuie să funcționeze. De ce nu funcționează? Știți foarte bine că totul depinde de primar. Nu e adevărat, de consiliul local este, el este consiliul local, oricum la noi nu vreau să intru puțin în ședințe și nestea, că n-a rost să a spus că nu avem voie să... Da, păi... Și legislativul a decis da, că consiliul nu local, apropo, trebuie ce să spune, ce spune domnul primar, având tot timpul majoritate în consiliu. Și v-am spus, asta s-a întâmplat... Și au hotărât consilierii și domnul primar da, să nu funcționeze? Da, în ultimii 8 ani nu funcționează, deci eu vă spun. Bun, nu funcționează, dar s-a stabilit că nu trebuie să se facă asta și au spus și de ce? Știți de ce? Care e motivația? Nu. Nu știu de ce, oricum dacă este următoarea emisiune o să mă
Mă interesează și vă spun. Vă, da, păi nu, că sunt curioasă. Nu este, oricum nu a funcționat adică, niciodată. Adică, părerea mea este că, deci dar am... și la Rovinari este un asemenea obiectiv, nu știu dacă funcționează. Funcționează. Nu, la, funcționează? Și la turceni funcționează, dar nu, la noi nu. Da, noi le ducem la Târgujiu. Este, mă miră faptul pentru că Uniunea Europeană impune nu numai luați banii de ei și construiți, ci implementați proiectul până la capăt, adică trebuie să funcționeze. Mă miră faptul că nu funcționează. Și monitorizați 5 ani. Da. 3 ani în funcție de... Da, e interesant. Uite că chiar n-am știut de asta și nu înțeleg, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nici nu știu dacă să vă cred că nu funcționează, pentru că nu puteți să-mi doveniți în momentul ăsta. Dacă le luăm toate gunoaiele, le strângem și le ducem la Târgu Jiu, vă dați seama. Există facturi care se plătesc. Mă rog, rămâne semn da. De întrebare. Rămânem tot la, vă... tot la infrastructură, că nu avem... Vă rog, da. Da. Alei pietonale nu avem deloc în comună. Avem 23 de kilometri pe drumul european 79, un drum european făcut de, bine, cu fonduri de la Uniunea Europeană, de la CNRR, și nu avem trotuare. Foarte puține trotuare care le-a făcut cei de la drumuri în fața școlilor, la câteva magazine și la primărie. Deci, trotuarele, da, trotuarele trebuie făcute pentru că sunt foarte necesare. Se circulă cu o viteză foarte mare la noi, fiind drum european, tiruri și alte. Au fost și câteva accidente în comună, datorită faptului că, neavând trotuare, oamenii n-au pe unde să meargă. Și copiii la școală, care merg, sunt mai aproape de școală, merg tot pe marginea drumului. Din fonduri locale intenționate? Da, cred, din, da, astea din fonduri locale, fonduri, că sunt da? Mai... Nu sunt așa scumpe. Nu sunt așa scumpe. Pentru satul Piscuri, neapărat trebuie un releu de telefonie mobilă, neavând... Dar pe care nu-l puteți da. Face dumneavoastră. Da, bineînțeles, făcând adresă și o să strângem și chiar un număr foarte mare de semnături, pentru că este necesar un releu de telefonie în satul Piscuri. Dar cum se face că nu... Fiind o zonă fără acoperire, n-au fost interesate firmele din proprie inițiativă? Ba, da, firmele au fost interesate, dar știți că se cer aprobări de la primărie. Și n-a vrut primăria să aprobe? Nu s-a aprobat? Da, dacă vroia, se făcea. Se făcea, sigur. Dar asta nu s-a vrut. Dar de ce credeți? Că n-ar vrea un vă dați seama că, ca să nu fie deranjat pe telefonul mobil, ca să vă spun sincer. Sună cei de la nu ISU. E acuzație, da, nu e acuzație. Nu e acuzație. Nu e acuzație foarte gravă. Adică nu e fac greu de telefonie să nu mă deranjeze ISU când am da, când calamități în comună. E foarte bineînțeles, gravă. Bineînțeles, numai eu răspund la, la toate telefoanele. Nu, păi, dar vă spun sigur. Nu, eu vă spun că nu puteți face acuzația asta pentru că e foarte nu fac acuzația, nu e gravă deloc. Am făcut-o. Trebuie să o retrageți. Mă retrag. Bun, s-a terminat timpul dumneavoastră. Numărul 3, mai avem câte o rundă pentru fiecare candidat. La domnul Ovidiu Argentaru, care urmează imediat după dumneavoastră, îi vom răpi 30 de secunde cu acordul dumnealui pentru spotul electoral al colegului dumnealui de partid, domnul Marius Vlaicu. Vă rog. Deci am uitat câteva chestiuni. Vom milita și noi pentru mutarea depozitului de cărbune de la Roșia, pentru că ne afectează, însă el nu ține de autoritatea publică locală, el ține de complexul energetic Oltenia și o mai spun încă o dată, am spus-o de foarte multe ori cetățenilor, dacă se dorea totuși să-l mute cineva, îl mutau. Nu se poate muta acest depozit decât atunci când CEO are pregătit un alt spațiu, un alt, o altă locație. Însă acel depozit nu depinde numai de autoritatea la Rovinari, depinde și de autoritatea la Fărcășești, pentru că o parte e pe teritoriul nostru, o parte e pe teritoriul Comunei Fărcășești. Deci este pură speculație electorală, mergem și noi la ea. Vom continua păi și dumneavoastră și... tot speculație păi, dacă faceți. Lumea ne întreabă, dar dumneavoastră ce veți face cu depozitul? Păi nu ține de noi, noi am spus-o foarte clar, nu ține de autoritatea publică locală, milităm pentru mutarea lui cât mai rapidă, dar... Puteți face atât. Adrese către adrese... CEO, puteți să le puneți în vedere sigur. Că din cauza prafului de cărbune sunt afectați cetățenii. Da, puteam să facem perdele. Puteți să-i amendați. Puteam să facem perdele da? De protecție. Se puteau face multe dacă da, se dorea. Corect. Având în vedere impozitele și taxele locale care se ia de pe urma acestui depozit. Vom continua proiectele pentru construirea de blocuri pe Bulevardul Minerilor, unde mai trebuia să construiască încă două blocuri, precum și locuințele de tip ANL. Cu bani din buget veți construi banii, blocuri? Nu, se pot construi și cu bani de la buget. Este, e terenul primăriei? E terenul, domeniul public? Da, e domeniul public. Acolo
precum și locuințele de tip ANL, pentru că sunt deja cadrele rămase de ani de zile, ele vor fi expertizate și ce pot face în continuare. Da. Am uitat un lucru foarte important, vom realiza un after school, vreau să spun că este inițiativă proprie, suntem în faza adică am realizat cam 30% din proiect, am luat majoritatea avizelor pentru realizarea acestei. Va fi privat sau de stat? Nu, va fi privat în prima fază, el poate fi făcut și împreună cu statul, în parteneriat public local. Da. Aș vrea să spun iarăși un lucru foarte important. În programul meu am trecut în mod special ca în cazul în care nu voi realiza ce am promis în primii 2 ani de mandat, îmi voi da demisia. Și am dorit să considere cetățenii ca acest plian pe care eu l-am împărțit să fie o demisie în alb. Eu nu le spun cetățenilor decât să nu uite că ei v-au mințit la greu, eu sunt sincer mereu. Și puterea în mâinile dumnealor să vină pe 5 iunie să voteze candidații UNPR la funcția de primar, de consilier local și de consilier județean. De acord cu dumneavoastră, sub rezerva faptului că asta cu mințitul trebuie să vă rog să nu luăm în considerare, pentru că iar așa trebuie să dovedim și nu putem acum aici că au mințit. Dumneavoastră considerați că dacă au avut în proiectul dumnealor de acum 4 ani, pe plian trecut, vom schimba canalizarea. Și nu s-a schimbat? Nu s-a schimbat. Ce înseamnă asta? Păi eu știu dacă s-a schimbat sau nu s-a schimbat, domnul Argintan. Păi înseamnă că nu s-a schimbat, dacă eu vă spun păi asta. Păi nu știu. Și ei de ce o trec în continuare atunci dacă s-a schimbat? Păi nu știu dacă e adevărat. Păi e adevărat. Timpul dumneavoastră s-a terminat. Mulțumesc. Haideți să vedem spotul electoral la domnului Marius Vlaicu. Stimați gorjeni, sunt Marius Vlaicu, candidat la primăria municipiului Târgu Jiu din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României și totodată la funcția de consilier local și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj. Doresc să dau înapoi orașului în care m-am născut, Târgu Jiu, oamenilor care și-au rădăcinile sufletești și spirituale în acest minunat oraș, măcar o parte din iubirea, abundența, înțelepciunea pe care le-am primit în dar. Mă voi ține de cuvânt! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Am revenit în direct. Continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNSCD pentru funcția de primar al orașului, al municipiului Târgu Jiu și funcția de consilier local. Domnule Matei Catrinoiu, ultimele dumneavoastră 4 minute pe ziua de azi. Având în vedere faptul că eu nu am avut copilărie, gândul meu se îndreaptă la următorul lucru. Pentru, în cazul în care voi fi primar, pentru fiecare naștere pe care o va face tinerile mame sau chiar cu mai mulți copii pentru fiecare naștere de la primărie va primi ca și ajutor 5.000 de lei. Acești bani să poată fi folosiți ca mama respectivă să-și procure cele necesare pentru o perioadă mai îndelungată de timp. De asemenea, voi fi acela care voi supraveghea cu mare atenție tot ceea ce se întâmplă în creșe, în cămine, în școli, pentru ca acestor tineri ai noștri copii să aibă tot ceea ce le trebuie pentru ca ei să învețe, să poată să aibă o viață decentă.
În altă ordine de idei, vreau să vă spun că nu am uitat nici persoanele în vârstă, pentru că deja am în proiect, chiar dacă nu voi ajunge primar, înființarea unui cămin de bătrâni care să fie dotat cu tot ceea ce trebuie, până la un număr de 120 de persoane, acest cămin să fie dotat cu tot ceea ce trebuie, inclusiv asistență medicală și hrană și tot ceea ce trebuie acestor cămin de bătrâni. Să fie în subordinea primăriei? Să fie în subordinea primăriei, normal. În altă ordine de idei, vreau să spun următorul lucru. Partidul nostru este îngrijorat de faptul că romii nu au primit titluri pe terenurile pe care le ocupă. Avem în vedere acest lucru pentru a se rezolva acesta, pentru a primi titluri și a deveni stăpâni, iar cei proprietarii de drept să fie despăgubiți. Stimați târgujieni, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul unei campanii electorale, cu bune și rele. Partidul nostru m-a delegat și mi-a dat această sarcină grea, pe care vreau să o duc la cap cu cinste, candidatura pentru primăria Târgu Jiu, care implică foarte multe lucruri. Vă asigur că în cazul în care voi fi ales primar, dumneavoastră veți fi cei care îmi veți călăuzi pașii pe toate neajunsurile pe care dumneavoastră le aveți. Și eu și noi toți am suferit o întreagă perioadă de timp. A sosit momentul să spunem nu tuturor acelora care au încălcat și încalcă legea. A sosit momentul ca în cămările și în apartamentele dumneavoastră să fie lumină, căldură și să nu lipsească acea bucată de pâine albă pentru ca să o serviți alături de cealaltă hrană cu copiii și familiile dumneavoastră. Nu vreau să vă spun decât atât. Aveți încredere, iar pentru gândul meu curat, așa să-mi ajute Dumnezeu. Votați PNCCD primar Catrinoiu și echipa sa de consilieri locali. Votați PNCCD pe toate listele din județ. Mulțumesc, domnule Matei Catrinoiu. Domnul Constantin Nicolescu, ultimul calup de propuneri pentru comuna dumneavoastră, comuna Săcelu, unde doriți să fiți primar. Comuna Clopșoru. Clopșoru, am zis Săcelu. Da, scuze. Aș vrea, Săcelu e o comună mică. Și stațiune și votanți mai puțin. Da. Ca și proiecte, ar mai fi o mare problemă la compartimentul de agricultură. Eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenuri și păduri. Cum v-am mai spus, avem un prag de pensie doi ingineri care lucrează la compartimentul agricultură și trebuie să angajăm un inginer cadastrist specialist cu aparat topo ca să facem cadastru în toată comuna și să punem toată comuna la punct, din punct de vedere al terenurilor. Veți face asta și gratuit pentru cetățeni? Angajând un om al nostru, vă dați seama că va fi gratuit. Păi și cei care sunt acum angajați cu ce se ocupe? Păi merg la cadastru. Aveți doi cadastriști? Nu, nu avem cadastriști deloc. Nu, doi ingineri? Doi ingineri, da, sunt. Nu le dau numele, pot să le dau și numele, dacă vreți. Deci ei fac măsoară și scriu cu pixul ceea ce fac. Nu știu nici să lucreze la un calculator. Ar mai fi un proiect cu modernizarea celor 7 școli și grădinițe din comuna noastră. Nu avem toalete interioare, trebuie neapărat toalete interioare. Vă dați seama, niște copii mici care merg iarna la toaletă în curte, uși pe piciorușe, dacă stau încă 3 ore, ajung acasă bolnavi. Bază sportivă nu avem în nicio curte a școlii, decât o sală de sport și aia foarte mică. Deci trebuie să am un proiect, o sală mare de sport, europeană. Fonduri de unde? Deci cu fonduri europene. Fonduri europene. Absolut. Credeam că doar... Fonduri europene, vă dați seama că nu avem noi bani, atâția bani pentru... Dar și CNU acordă fonduri pentru... Da.
Acum ce mai avem de făcut? Avem și construirea bazei sportive în fiecare curte a școlii. Trebuie să punem bază pe sport. Copiii noștri trebuie să crească, să facă sport de mici, că suntem în urmă cu toate. Și pentru echipa de fotbal la comunii, avem o echipă de fotbal care este pe primul loc. Pe primul loc, în județeană. Cum se cheamă echipa noastră? Viitorul Plopșoru. Și trebuie făcut un stadion, să-l mărim un stadion ca să promovăm... Aveți? Da, avem stadion? Un stadion în curtea școlii la Plopșoru. Da. Și trebuie făcut un stadion mai mare, să promovăm în divizia onoare, ca să avem și echipă de juniori. În rest, ce să le mai spun, cetățenilor din comuna Plopșoru, să aibă mare încredere în mine, pentru că eu nu pot să mint oamenii. Voi face tot ce îmi stă în putință ca să fac treabă în comună. Oricum, pe 5 iunie îi chem la vot să voteze candidații Partidului România Unită. Avem o echipă tânără de noi consilieri, nu, decât unul singur este un consilier în funcție, și să mă voteze ca primar, pentru că voi rezolva toate problemele comunității. Le mulțumesc și... Mai aveți 52 de secunde. 52 de secunde. Ce să mai am? Aș avea un proiect care să fac o adunare sătească din 3 în 3 luni pe fiecare sat. Să aflăm tot ce spun cetățenii și să le rezolvăm problemele. O adunare sătească... Acum nu se fac? Nu. Nu se fac nici... Da, am propus că să facem... Nu se fac nici ședințele noastre. Nu există nici diverse la ședințe. Deci la ședințele de Consiliul Local nici măcar nu avem punctul diverse. Nu avem cum să spunem cetățenilor ce să discută. Deci nu a fost invitat niciodată un cetățean... Dar nu ședințele... trebuie invitații... De ce să nu? Sunt publice. Sunt ședințele publice. Trebuie să vină. Nu trebuie să invitați cetățenii, ci ei trebuie să vină, da. Atunci când doresc, când au pe ordinea de zi ceva care îi interesează. La Plopșoru este altceva. Deci în ultimii 16 ani s-a făcut o administrație dictatorială. Și nu pot să vă las, da, să spuneți asta. Bine. Că este o acuzație pe care nu o puteți nu proba. Nu este acuzație, este un adevăr și vă mulțumesc și mai venim la dumneavoastră în emisiune. Vă mai așteptam. Mulțumesc. Da, nu pot, dragi telespectatori, să-i las pe invitații mei să facă acuzații. În primul rând că nu permite legea și în al doilea rând că nu e corect să faci o acuzație care nu poți dovedi pe loc și nici nu există partea acuzată să poată să-și spună punctul de vedere. Așa că ăsta e motivul pentru care da. Conduc dictatorial această emisiune. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție. Dragi invitați, mulțumesc pentru prezența în studio. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Noi vă mulțumim. Așteptăm să ne mai invitați și cu altă ocazie. Cu mare drag, ordinea de zi continuă și după campania electorală. Vă urez mult succes și să ne revedem, să punem la cale... Și după 5 iunie. Mulțumim. Și după 5 iunie viața comunității. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!